Astăzi, de Ziua Internațională a Muzeelor, intrarea la Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost gratuită. Angajații instituției au organizat o surpriză pentru copiii care frecventează atelierul Magia Vaselor Cucuteniene. Aici copiii au pictat câteva din motivele picturii Cucuteni Tripoli, care a existat acum 4200 de ani. Ce culoare foloseau cucutenii? Copiii spun că vin aici cu plăcere. Cam asta este prima dată. Ți-a plăcut? Da, îmi place mult pentru că aici poți să-ți dezvolți creativitatea. Ce culori ai ales pentru ca să pictezi? Cafeniu, negru, alb și roșu. Alături mai este un atelier, obiectul arheologic O Enigmă, în care copiii se teleportează într-o altă epocă. Copiii care aleg să vină și să lucreze în cadrul acestui atelier au posibilitatea să aplice în practică și să vizioneze filme despre activitatea omului din preistorie. În această zi, oaspeții Muzeului Național de Istorie a Moldovei pot vizita 10 expoziții pe diferite tematici. Una dintre acestea este Compartimentul Cultură și Știință a Moldovei în secolul 20. Aici sunt expuse obiecte personale ale celor mai marcante personalități din Moldova din secolul 20. Pentru noi, 18 mai, într-adevăr, este o sărbătoare foarte mare, fiindcă vorbim de Ziua Internațională a Muzeelor și este o zi care o așteptăm practic anul întreg. Ne pregătim, suntem avem foarte multe idei, adică ceva lucruri noi vrem mereu să aducem la muzeu. Din păcate, anul ăsta, din cauza situației pandemice, nu am putut să organizăm mai multe evenimente, ceea ce include vizitatori mai mulți. Angajații instituției spun că, deși foarte modest, sunt foarte bucuroși că în acest an a fost posibil să marcheze această sărbătoare, comparativ cu anul trecut, atunci când, din cauza pandemiei, ușile instituțiilor au fost închise. Sperăm la anul viitor să revenim la normalitate și atunci sigur că vom organiza ceva special și ceva wow pentru publicul nostru. Vizitatorii au intrat pe rând pentru a evita îmbolzeala, au purtat măști și și-au dezinfectat mâinile. Muzeografii spun că în anii precedenți, în noaptea muzeelor, Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduia circa 18.000 de vizitatori. Мы часто их проезжаем всегда, а очень редко мы их... Я предполагаю, что наш народ очень редко ходит в такие места творческие, как театры, как музеи, хотя у нас очень глубокая история. Мы всегда не находим времени для этого. Соответственно, вот я сегодня, благодаря с моей знакомой, мне сказали, что сегодня день музея, праздник, и даже не хотели брать деньги на входе, потому что бесплатный вход, это очень приятно. Вот пришел тоже немножко культуриться, вспомнить историю нашей Молдавии, увидеть все это, потому что оно помогает нам, нашему воображению, творить и созидать. Как человек творческий, мне интересно вообще, что происходит в культурной жизни Молдовы. Это моя страна, и приятно, что каждый раз что-то новое я могу увидеть. Ziua Internațională a Muzeelor este marcată anual în data de 18 mai. Светлана Турку, Дмитрий Пашуков, Акцент ТВ.